Cafeaua domnului ministru se joacă la Mediaș luna viitoare. Medieșenii, dar nu numai ei, au ocazia să îi vadă pe scena Sălii Traube în data de 24 octombrie pe actorii Constantin Cotimanis, Iulia Dumitru și Ada Dumitru. Cafeaua domnului ministru este o comedie satirică despre clasa politică și anturajul acesteia, fie că vorbim de instituții statale sau protejați. Biletele pentru acest spectacol se găsesc de luni până vineri la Centrul de Informare Turistică, situat pe strada Nicolae Iorga. Vă aduc unul din mari actori, Constantin Cotimanis aici, alături de Iulia Dumitru și Ada Dumitru. Adică un spectacol care se râde două ore. Adică un spectacol care nu trebuie să-l pierzi. Și după cum văd, eu după 6 luni, 7 luni de zile viu din nou. Adică n-a mai venit un alt spectacol și eu încerc să vă aduc cât mai multe spectacole și asta, dar depinde de publicul dumneavoastră, că înainte aici aveam un public care puneam afișele și a doua zi, a treia zi nu mai erau bilete. Căutăm de așa natură să fim în casa omului noi înaintea spectacolului, să le dăm o bucurie de aproape de sărbători și să se simtă bine, să mai uite de zilele care le avem așa nenorocite, să facem un lucru cât se poate de bun pentru public. Și eu zic că reușesc și vă aștept cu drag și vă urez multă sănătate la toată lumea. Ajungem la dumneavoastră cu Cafeaua domnului ministru. O piesă plină de fantezie, de ironie, o comedie de zile mari, o comedie sociopolitică. De ce să nu râdem de ei dacă și ei râd de noi? Vin cu două actrițe de excepție, Iulia Dumitru și Ada Dumitru. Vă așteptăm.